Binecuvântat să fie numele Domnului. Îi mulțumim Lui că și prin harul Lui și prin ajutorul Lui putem spune ca și psalmistul că și prin ajutorul Lui am putut să venim la casa Lui și să ne închinăm cu frică în templul Său cel Sfânt. Amin. Domnul ne-a ajutat să venim în casa Lui. E partea noastră să o facem în continuare închinarea cu respect și cu frică înaintea Domnului și îmi doresc ca întotdeauna când venim la casa Domnului să avem o închinare în Duh și în adevăr, așa cum discuta Domnul Iisus Hristos în Samaria și spunea că adevărat se închină tot, se închină Tatălui în Duh și în adevăr, pentru că Dumnezeu este Duh și dorește ca și noi să ne închinăm Domnului în Duh și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Lucrul acesta înseamnă mai mult decât venirea noastră la casa Domnului, înseamnă mai mult decât ceea ce simțim ca și sentiment când venim la casa Domnului și spuneam altă dată, chiar putem plânge la casa Domnului, la o cântare, la o poezie, la o mărturisire, dar închinarea în Duh trece de toate acestea. Pentru că atunci când ne-am întâlnit cu Domnul, la nașterea din nou, Dumnezeu a înviat Duhul nostru, că până atunci eram morți față de Dumnezeu, Duhul nostru este viu la nașterea din nou și Dumnezeu vrea să comunice cu noi la nivel de Duh. Și Domnul vrea lucrul acesta. Așa îi place Lui închinarea și așa îi place Lui adevărați închinători. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ori de câte ori venim în casa Domnului să urmărim această închinare. Pentru că această închinare în Duh și în adevăr nu te poate lăsa indiferent la mesajul cântării, la mesajul poeziei, la mesajul mărturisirii, la mesajul predicii. Închinarea în Duh și în adevăr te va schimba de fiecare dată. Domnul să te ajute. Amin. Frați și surori, am avut pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt al Domnului. El nu este prins în programarea de astăzi, dar mi-a fost mie programat altă dată, eu am lipsit atunci. Și aș dori să vorbim din aceste versete, vă spun mai dinainte despre ce este vorba, ca să le reținem în joc. Am vrut să fac și o introducere, dar timpul este mai scurt, despre acest om al lui Dumnezeu, despre Isaia, acest profet mai numit și evanghelistul Vechiului Testament, pe drept numit aș putea spune, pentru că seamănă mult cu o evanghelie ceea ce a scris el. Ceea ce este extrem de impresionant este acuratețea și curăția cu care a transmis ceea ce Domnul a vrut să transmită prin el omenire. Și îl slăvim pe Domnul pentru aceasta. A stat la dispoziția lui Dumnezeu cu atâta credincioșie, cu atâta dăruire, cu atâta dragoste, cu atâta fidelitate, că Dumnezeu s-a putut folosi de omul acesta și nu un an, nu doi, vreo 60 de ani, omul acesta a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Mi se spune despre el că ar fi murit ca și martir, datorită credincioșiei și datorită dragostei care a avut-o din totdeauna pentru Dumnezeu. Ca să vă dați seama, mai bine ar trebui să citiți toată cartea Isaia și în mod deosebit capitolul 53. Citind capitolul 53, pe care acest profet l-a vestit cu vreo 700 de ani, înainte ca să se întâmple, înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină în lumea noastră, vă veți putea da seama cât de precis, cât de matematic a profețit activitatea și trăirea Domnului Iisus Hristos, patimile Lui. Cred că nu poți să citești acest capitol și să nu plângi și să mai rămână vocea la fel cum a fost înainte. Este un capitol care descrie măreția jertfei Domnului Iisus Hristos, cum n-a fost recunoscut de oamenii din vremea Lui și dar Dumnezeu îi făcuse tot portretul și tot cum trebuia să se întâmple și a potrivit toate lucrurile să se întâmple așa, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Este atât de frumos capitolul 53 și vă invit, citiți-l când vom înțelege, când vom fi capabili să înțelegem ce a făcut Domnul pentru noi. Lucrarea Domnului Iisus Hristos pentru noi. Vă spun și sunt convins că nu vom mai trăi la fel. Vom fi oameni diferiți. Vom căuta să-L slujim pe Domnul cu toată inima. Vom căuta să ne apropiem de El când vom vedea ce a suferit, cum a fost disprețuit și toate acestea pentru noi, care eram pe atunci dușmanii Lui, slăviți să fie numele Domnului. Frați și surori, ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta din aceste două versete, primul punct este următor. Căci avem de-a face sau avem un Dumnezeu care se poate găsi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi.
Dumnezeu dănește un timp, o vreme oamenilor să-L găsească. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. La ce ne-ar folosi să avem un Dumnezeu? Să știm că există un Dumnezeu care a creat cerul și pământul și întreg universul, dacă nu se poate găsi. Dacă nu-L găsim niciodată, dacă nu putem comunica niciodată cu El, dacă nu are timp de noi niciodată, care trebuie în univers, la ce ne-ar folosi să avem un Dumnezeu dacă El n-ar avea timp nici noi? Dar cuvântul din seara aceasta ne amintește că e un Dumnezeu pe care trebuie să-L cauți, dar care se poate găsi. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Al doilea lucru, din același verset spune, chemați-L câtă vreme este aproape. Slăviți să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care este aproape. Un Dumnezeu care atunci când îl chemi, este lângă tine. Chiar spune psalmistul în Psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Te invită Dumnezeu, Cel ce a creat universul întreg, să-L chem pe El. Și nu numai la bine, și în ziua necazului. Și El te va izbăvi, slăvit să fie în numele Domnului. Al treilea punct care vreau să discutăm în seara aceasta este să se lase cel rău de calea Lui și cel nelegiuit de gândurile Lui. Să se întoarcă la Domnul care are milă de El, care va avea milă de El. Să se întoarcă la acest Dumnezeu care are milă, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, unul de atributul Lui Dumnezeu, este un Dumnezeu care are milă. Dar în anumite condiții. Trebuie să se lase de calea Lui și de gândurile Lui rele și Domnul să lucreze în sensul acesta. Apoi, un al patrulea punct, sub aceleași condiții, spune să se lase cel rău de calea Lui, să se lase cel nelegiuit de gândurile Lui rele, să se întoarcă la Domnul și la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Slăvit să fie numele Domnului. Avem de-o face cu Dumnezeu pe care îl putem găsi, avem de-a face cu Dumnezeu care ne este aproape, avem de-a face cu un Dumnezeu care are milă de noi și avem de-a face cu un Dumnezeu care nu obosește iertând. Slăviți să fie numele Domnului. Haideți să începem și să ne uităm puțin în Sfintele Scripturi. Aș vrea să urmăriți, sau să mă urmăriți. Este un pasaj din Fapte, capitolul 17. Ar trebui să-l cunoaștem. Apostolul Pavel se afla pe atunci la Atena și ne spune cuvântul Domnului că primându-se pe acolo, prin cetate, prin Atena, la un moment dat a văzut că ei, atenienii, care erau într-un fel și ei credincioși în felul lor, au ridicat acolo un altar, un Dumnezeu necunoscut. S-au gândit ei, cine știe, poate fi un Dumnezeu pe care nu-l știm, hai să-l cinstim și pe ăsta, te-o prinde bine, poate, cumva. Și Pavel a plecat de aici, de la această imagine și a zis, privându-mă pe aici, am văzut lucrul acesta și uite, tocmai lucrul acesta aș vrea să vă vestesc. Aș vrea să vorbesc despre un Dumnezeu pe care voi ați ridicat un altar, dar pe care voi nu-L cunoaște. Și el le spune, Dumnezeul acesta a creat cerurile și pământul. El a făcut tot. El nu este un Dumnezeu care să lucrească în temple făcute de mâini omenești. Așa cum aveți voi aici multe temple și slujiți pe aici pe Dumnezeii voștri. Dumnezeul acesta care a făcut cerurile și pământul și care a făcut tot ce se vede și tot ce există, El nu are nevoie să fie slujit. Și a pus niște hotari și niște vremuri oamenilor, ca oamenii, cu o condiție, să-L caute pe Dumnezeu și să facă efort, să se silească, să-L găsească pe Dumnezeu, chiar și bâșbâind, măcar că Dumnezeu spunea, El nu este departe de noi. Nu este departe de fiecare dintre noi. Dar poruncește, aceasta este dorința și conținutul Dumnezeu. Oamenii trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Amin? Amin? Ca să-L găsești pe Dumnezeu, ca să știi că există Dumnezeu, ca să ai un Dumnezeu care este aproape de tine, care L-ai găsit, tu trebuie prima dată să-L cauți. Și cuvântul Domnului, prin apostolul care spune că trebuie să te silești, să faci efortul, dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute de lucrul acesta. Nu ne-a făcut harul acesta să ne întâlnim. L-am găsit sau ne-a găsit. Nici nu știu cum să spun mai corect. Dar slăvit să fie numele Domnului. Suntem ai Lui. Suntem în brațul Lui. L-am găsit. Putem comunica cu El și ne putem bucura de El. Slăvit să fie numele Domnului. Este stăpân al întregului univers. Îi putem spune Tată. Îi putem spune, Tată, și El este aici, este lângă noi. Este mereu aproape de noi. L-am găsit pe acest Dumnezeu. Apostolul Pavel a continuat și le spune, Dumnezeu poruncește tuturor oameni de pretutinde
să se pocăiască, adică să-L caute pe Dumnezeu. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Nu este ceva la dacă vrei, faci dacă vrei. Este porunca lui Dumnezeu ca oamenii să se pocăiască, adică să-L caute pe Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute tuturor. Dacă sunt dintre cei care în seara aceasta nu L-au găsit încă pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Să nu lasă să treacă timpul, să nu lasă să treacă vremea, să-L caute pe Dumnezeu, pentru că, așa cum se spunea și azi dimineață, nu se câștigă nimic în lumea aceasta. Totul este o pierdere ca la casino. Totul e un mare casino. Diavolul amăgește și amăgește și amăgește pe oameni în continuare. Dacă vrei să ai câștig, caută-L pe Dumnezeu. Găsește-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va fi aproape. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Indiferent că ești tânăr, indiferent că ești mai bătrân, caută să te împaci cu Dumnezeu, să ai pace cu Dumnezeu, să știi că ești mântuit și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Am să vă dau câteva exemple despre oameni care au avut oportunitatea, că Dumnezeu creează oamenilor o vreme când să-L caute, să fie aproape de El. Și ei aleg să le fie aproape Dumnezeu sau să nu le fie aproape. Dacă vă duceți cu gândul în Luca 23, acolo este vorba despre cei doi tâlhari care au fost răstigniți, unul la dreapta și unul la stânga, lângă Domnul Iisus Hristos. Acolo Luca specifică mai clar și spune că unul dintre tâlhari s-a unit cu cei care bajocoreau pe Domnul Iisus, pe Domnul Iisus, și spunea, dacă ești Hristosul, dacă ești Fiul Dumnezeu, păi scapă-ne și pe noi de aici, mântuiește și pe tine și pe noi și scoate-ne de aici. Iar celălalt spune că l-a înfruntat și zice, nu ți-e frică ție Dumnezeu? Pentru noi este drept să pătimim aici pentru că am păcătuit și asta e pedeapsa noastră. Dar el este un sfânt și s-a întors pe Domnul și a zis, Doamne, amintește-ți de mine când vei fi în părția. Era un act al credinței și Domnul i-a spus, azi vei fi cu mine în rai, slăvit să fie numele Domnului. Doi oameni, în aceeași vreme, în aceleași condiții, unul ales să fie aproape de Dumnezeu și să-i fie aproape de Dumnezeu și unul ales să fie pentru totdeauna departe de Dumnezeu. Țineți minte, e alegerea noastră. Un altul, dacă vreți, Matei, capitolul 25, acolo Domnul Iisus Hristos vorbea despre o judecată viitoare. Și acolo Domnul Iisus Hristos spunea, împăratul, adică el, în ziua aceea, judecata viitoare, va împărți pe oameni așa cum împarte păstorul turmă. La stânga va pune caprele, la dreapta va pune oile. Și el a spus așa, că la un moment dat va spune oamenilor și le va spune, veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care a fost pregătită. Pentru că atunci când am fost flămând, mi-ați dat să mănânc. Atunci când mi-a fost sete, mi-ați dat de băut. Atunci când am fost dezbrăcat, când am fost gol, m-ați îmbrăcat. Atunci când am fost bolnav, m-ați vizitat. Atunci când am fost în temniță, ați venit pe la mine. Și oamenii aceia care au umblat așa și au văzut pe Dumnezeu așa și L-au căutat pe Dumnezeu, căutarea lor a fost așa, umblând în faptele acestea, vor spune, Doamne, dar nici nu ne amintim când te-am văzut noi pe tine flămând, setos, ostenit sau gol sau în temniță și te-am vizitat. Și-a zis, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri la cei mai neînsemnați frații mei, adică L-ați căutat pe Dumnezeu prin lucrurile acestea, mie mi le-ați făcut. Spune, veniți și moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Și apoi se îndreaptă spre ceilalți în partea stângă și spune, voi depărtați-vă de mine, voi mergeți în iad, iadul care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerul lui. Pentru că atunci când am fost flămând, atunci când am fost setos, atunci când am fost dezbrăcat, atunci când am fost în temniță sau atunci când am fost bolnav, nu mi-ați dat să beau, nu m-ați dat să mănânc, nu m-ați îmbrăcat, nu m-ați vizitat, n-ați venit pe la mine. Și oamenii s-au justificat sau vreau să se justifice. Dar Doamne, dar când te-am văzut noi așa? Și zic, ori de câte ori, eu eram prin acești micuți, prin acești neînsemnați frații mei, eram și v-am pus în fața voastră oameni săraci, v-am pus în fața voastră oameni dezbrăcați, v-am pus în fața voastră oameni setoși, oameni flămânzi, oameni bolnavi. Și nu i-ați vizitat și n-ați făcut și nu l-ați căutat pe Dumnezeu în felul acesta. Mie nu mi-a spus. Spune, duceți-vă în iad, acolo care este pregătit pentru diavolul și îngerul. Oameni care au ales în viață să fie aproape de Dumnezeu și oameni care au ales să fie pentru totdeauna depărtați de Dumnezeu. Am să mai dau încă un exemplu. Amintiți-vă de omul Bartimeu. Stătea pe marginea drumului la ieșirea din Herion și Domnul Iisus Hristos trecea pe acolo și vederea pe el nu l-a ajutat pentru că era om. Domnul a trecut pe acolo, dar a auzit mulțimea. A auzit ucenici mulțimea care treceau mare mulțime. Și a spus, trece Iisus pe aici. Și a dat seama, Bartimeu, este șansa mea, este vremea mea. Nu pot să o ratez.
Și a început să strige cât îl ținea gura. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și mulțimea l-a îndrâncit puțin, le-a spus, otorește-te, nu-i cazul tău cel mai greu pe lumea asta. Și l-a strigat și a dat seama, dacă trece și acum Iisus și Dumnezeu trece pe lângă el și nu-l poate găsi, nu poate să-l aibă acum, când va mai avea o altă șansă? Și Domnul l-a zis și a zis, la chemarea lui Domnul i-a spus cu altă chemare, și chemați-l la mine. Păi ce vrei să-ți fac? Și să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea, slăvit să fie numele Domnului. Și-a umblat după el. A început să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, este momentul și este ziua cea mai potrivită să-L căutăm pe Domnul și să-L găsim pe Domnul. Amin? Amin. Aș putea să vă dau și alte exemple, dacă vreți pentru tine. Să știți că sunt oameni și există vremuri când Dumnezeu nu mai este așa de aproape de noi. Sau nu mai este așa aproape de oameni. Aproape toți îl știți pe unul dintre cei mai bine plătiți sportivi și un faimos sportiv, Michael Schumacher. Sunt 4 ani în decembrie, din domnul acesta a intrat într-o comă, într-un accident teribil. Cred că de-abia își mișcă ochii acum, urmează să aibă ceva intervenție prin Statele Unite. Avea bani, avea faimă, avea tot ce a vrut el, tot ce a vrut, dar nu avea pe Dumnezeu. A avut minte sănătoasă și a avut judecată să se poată apropia de Dumnezeu, dar nu s-a mai făcut atunci. Vă întreb, mai poate el acum să se apropie de Dumnezeu? Mai este Dumnezeu aproape de el să poată să-L găsească pe Dumnezeu? Când îți ia Dumnezeu mințile, când îți ia Dumnezeu sănătatea, te mai poți apropia de Dumnezeu? Niciodată. Dumnezeu îți dă o vreme. Fructifică vremea pe care ți-o dă Dumnezeu. Amin? Amin. N-aș vrea să vorbesc numai în sensul acesta, dar amintiți-vă, în vara aceasta, în vacanța de construcție, cred că au murit 9 sau 12 persoane. Unde credeți că au plecat oamenii aia? Au plecat la morgă? Au plecat de acasă să meargă în vacanță? Au plecat să se distreze? Unii cu motocicletă, altul cu bicicletă, altul cu mașina? Au plecat că au crezut că se vor distra 2 săptămâni și au ajuns la morgă. Mă întreb, au știut vremea lor? L-au cunoscut pe Dumnezeu? Mai pot oamenii aceia să se întâlnească cu Dumnezeu? Frați și surori, e clar. Avem o vreme când Domnul ne dă timp de cercetare să-L cunoaștem pe El. Domnul să ne ajute să prindem această vreme. Să-L căutăm, să ne silim, bâșbâim, cum putem, dar să ne întâlnim cu Domnul, să avem o întâlnire personală cu El, să-L cunoaștem și să fim cu El pentru veșnicie și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune cuvântul Domnului, chemați-L câtă vreme este aproape. Dumnezeu este aproape. El te invită să-L chem. Cheamă-mă în ziua necazului. Și eu te voi izbăvi, spune Domnul. Aș vrea să vă duc cu gândul în 1 Împărați, capitolul 18. O să trec rapid să vă povestesc despre ce este vorba acolo. Acolo este vorba despre faptul că prorocul Ilie se întâlnește cu Ahab. După ce la cuvântul lui n-a mai plouat în țară și era o secetă extraordinară și animalele mureau și era foamete, când îl întâlnește pe Ahab, îi spune Ahab, tu ești cel ce nenorocești pe Israel. Și omul acesta, omul Dumnezeu, are curaj să-i spună, nu eu sunt acela. Tu și soția ta, Izabela, voi nenorociți pe Israel, pentru că voi vă închinați lui Baal și Astartei. Și spune, te provoc. Adună poporul pe muntele Carmel. Adu toți prorocii lui Baal, 450, 400 Astartei, adu-i pe toți aici. Și adună și poporul. Și să se decide cine este adevăratul Dumnezeu. Aha, răspunde la această provocare și adună a doua zi, probabil sau în zile următoare, adună toți acești proroși pe muntele Carmel și atunci Ilie spune așa, luați 2 junci, 2 vite, una pentru prorocii lui Baal, unul pentru mine. Dar luați voi întâi, faceți un altar, preparați tot, ca și cum aduceți jertfă. Și Dumnezeu care va prinde focul pe această jertfă să fie adevăratul Dumnezeu al lui Israel. Și poporul a zis, da, ne convine asta. Și Ahab a fost de acord. Și cei, toți preoții lui Baal s-au învârtit, au făcut altarul, tot, și a spus o condiție, nu puneți foc. Focul trebuie să vină de la Dumnezeu din cer. L-au pus, s-au învârtit pe lângă altar, au început să-L cheme pe Dumnezeu, pe Dumnezeu lor, pe Baal, să vină să le aprindă șerfa. Și nu s-a auzit nimic. Încă la amiaz, de spune cu Domnul că Ilie și-a bătut joc de zice, poate e plecat în călătorie, poate doarme, știu eu, are treabă, Dumnezeu, faceți altceva. S-au tăiat ei cu săbii, s-au făcut și n-a răspuns nimeni. Ilie a făcut și el un altar, a pus șungul pe acest altar, a turnat acolo odată 4 vedre, încă 4 vedre, încă 4 vedre, a fost și un altar.
plin cu apă și l-a rugat pe Dumnezeu. Și a spus, Doamne, fă să se vadă că am lucrat după cuvântul Tău. Și să se vadă astăzi cine este adevăratul Dumnezeu al Israel. Și Dumnezeu a pogorât foc din cer peste aceea jertfă și a mistuit-o. Slăviți să fie Domnului. Ce s-a întâmplat? Imaginați-vă că Ilie și-a riscat viața. Stătea în fața lui Ahab, stătea în fața unui popor care ar fi dorit să-l elimine pe Ilie. Dar Ilie a spus, am lucrat după cuvântul lui Dumnezeu. Și când l-a rugat pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a fost aproape. Slăviți să fie numai Domnului. Dacă nu plumești cu Dumnezeu, Dumnezeu îți va fi aproape la vreme de nevoie. Psalmul 91, dacă aveți timp ca să-l citiți, de la versetul 95, pentru că zici, pentru că îl chem pe Dumnezeu și faci din el turnul tău de scăpare și un loc de adăpost, în nicio nenorocire nu se va apropia de cortul tău. Slăviți să fie numele Domnului. Joi seara era vorba despre promisiunile lui Dumnezeu. Atâtea promisiuni are Dumnezeu pentru noi. Doar să stăm lângă El și să-L chemăm pe El și El să ne fie aproape. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Încă un lucru în care l-am văzut pe Dumnezeu aproape, pe Domnul aproape la lucru. Amintiți-vă în Fapte, capitolul 3, ucenicii, Petru și Ioan se urcau la templu și acolo văd ei un olog din naștere. Sigur că l-a văzut și Domnul Iisus Hristos, sunt convins. Mergând la templu, l-a văzut. Dar probabil că Domnul a știut timpurile și nu era vremea să fie vindecat acel om atunci. Nu era fructul cop. L-a lăsat pentru Ioan și pentru Petru. Și Ioan și Petru a zis, cum se grăbeau să meargă templu, au și argei nu avem. Dar ce avem? Ceea ce avem în numele Domnului Iisus Hristos. Adică l-aveau pe Dumnezeu aproape. Pe Domnul Iisus Hristos aproape. Îți dăm. Și o să scoală-te și ridică-te și umblă. Și orogul a început să umble. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă nu l-aveau aproape, l-ar fi tras de mână. Ce s-ar fi întâmplat în fața templului? Ar fi rămas de rușine. Dar avea un Dumnezeu care este aproape. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi, aș vrea să vă duc cu gândul și să vă spun că Dumnezeu să poate să fie și departe. Vă dau numai un simplu exemplu. În anii 70 era noastră. Generalul Titus s-a apropiat de cetatea Ierusalimului ca să o distrugă. Evreii care erau acolo erau convinși că niciodată Dumnezeu nu le va permite romanilor să distrugă cetatea sfântă. Mai ales templul, pentru că acolo se duceau jertfe, acolo era numele lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va permite unor păgâni ca să distrugă ceea ce el de atâția ani se repeta mereu și mereu și erau aduse jertfe. Vă întreb, a mai fost Dumnezeu aproape cu ei când generalul Titus a intrat în Ierusalim și a distrus Ierusalim și a rămas piatră pe piatră? Pentru că nu-L cunoscuseră pe Dumnezeu, pentru că n-au stat aproape atunci când Domnul Iisus Hristos a vrut să-i strângă la oaltă, n-au vrut să se apropie Dumnezeu, n-au vrut să-L aibă aproape pe Dumnezeu. Atunci când ei încă mai credeau că Domnul e aproape, să știți că Domnul n-a mai fost aproape de ei. Și se poate întâmpla și pentru noi. S-ar putea să nu-ți fie Domnul aproape atunci când vrei să-ți fie aproape. Dacă umbli cum vrei, dacă nu-L implici pe Domnul în deciziile tale, dacă nu-L implici pe Domnul în treburile tale de fiecare zi, s-ar putea să te afli poate într-o furtună financiară și să rogi pe Dumnezeu să te scape. Și Dumnezeu să-ți fie departe. Pentru că nu L-ai întrebat, pentru că nu L-ai consultat, pentru că nu te-ai uitat în cuvânt, dar vrei pe loc ca Dumnezeu să-ți rezolve problema. Să știi că Domnul poate să fie și departe. Domnul să ne ajute să-L căutăm câtă vreme este aproape. Apoi spune cuvântul Domnului să se lase cel rău de calea Lui și cel nelegiuit de gândul Lui. Să întoarcă la Domnul, la Dumnezeu care are milă de El. Slăviți să fie numele Domnului. E așa o veste minunată. Avem un Dumnezeu care e Tatăl nostru și care are milă de noi. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Pentru aceasta vreau să mă duc cu gândul în Iona, capitolul 4. Acolo Dumnezeu l-a învățat pe Iona o lecție extraordinară. Știți noastră că Iona a fost trimis cu un mesaj să le spună celor din Ninive să se pocăiască, că dacă nu, ei vor fi distruși, vor fi nimiciți de Dumnezeu. Dar Iona a plecat în drumul lui pentru că Iona considera că cei din Ninive sunt dușmanii lor și ar fi probabil cel mai potrivit moment ca acum Dumnezeu să-i nimicească, să scape de ei. După ce a învățat lecția ascultării Iona, a ajuns la Ninive. A proclamat ceea ce Domnul îi spusese. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. A colindat cetatea și a așteptat să vadă ce se întâmplă. Ei, la un moment dat, oamenii aceștia au început să pocăiască. Cu sac și cu cerușă.
ajuns vestea la împărat, împăratul, animalele, poporul, toți s-au pocăit. Dumnezeu a văzut lucrul acesta și la Dumnezeu i-a părut rău. Și a zis, nu-i voi nimici. Dacă s-au pocăit, dacă au înțeles mesajul, nu-i voi mai nimici. Și Iona s-a supărat. S-a numit Iona și zice, știam că ești un Dumnezeu milos. Am știut că ești îndurător, am știut că ții mine, am știut că îți pare rău dacă se pocăiesc. Deci n-am scăpat de cei din Ninive. Și s-a supărat. Dar totuși, deși misiunea lui s-ar fi terminat pe acolo, pentru că poporul din Ninive s-a întors, el a stat să mai aștepte, să vadă ce se întâmplă. Și spune cuvântul Domnului că stătea acolo așa la soare și aștepta el să întâmple ce se întâmplă, să vadă ce se întâmplă cu poporul. Dar dacă Dumnezeu totuși îl distruge. Dar era unios. Domnul a vrut să-mi învețe o lecție, o lecție a milei și a compasiunii și a iertării. Și spune cuvântul Domnului că stând el acolo, dar foarte supărat, pentru că Dumnezeu n-a nimicit pe dușmanii lui, a făcut să crească o plantă, curcubete, nu știu exact cum arată, dar vreau că e ceva mai mare, a crescut foarte repede, având umitate, Dumnezeu a făcut să crească lucrul acesta și a făcut o umbră la Iona. Și Iona acum stătea așa la soare, trebuie să s-a trezit cu umbră. Oh, zis, e mai confortabil, acum pot să stau aici până îi văd pe ăștia că îi nimicește Dumnezeu. Și a stat la umbră și spune cuvântul Domnului că Ion a început să se bucure. Chiar s-a bucurat foarte mult că a crescut planta aceasta și acum îi ținea umbră. Nu-i mai era în soare. Numai că Domnul a trimis un vierme și nu s-a bucurat Ion prea mult. O vreme s-a bucurat, știu eu, o oră, o zi, nu știu cât s-a bucurat de planta aceasta, a înțepat-o și planta s-a ofilit. Și Ion s-a supărat pe extraordinar. De ce mi-ai luat și micul ăsta confort că n-am? Stăteam așa de liniștit aici la umbră să văd ce se întâmplă acum cu Ninive și uite că ai trimis un vierme și a înțepat asta și acum nu mai am nici umbră. Și Domnul îi spune, conversează cu el și spune dar tu te-ai supărat așa de tare? Dar îi spune, până la moarte, supărat tare, tare, Iona. M-am supărat, bineînțeles, uite ce s-a întâmplat cu planta asta. Și spune Domnul, dar știi ce, Iona? Eu am făcut să crească planta asta. Într-o noapte am făcut să crească, ți-o ținut ție umbră, nu te-o costa nimic. Tu nu ai plătit nimic. Nu fost, tu nu te-ai implicat cu nimic. Eu am făcut să crească, să-ți țină ție umbră. Și acum că s-a uscat, tu te-ai supărat de moarte. Și eu, că sunt aici peste 120 de suflete care nu disting dreapta de stânga, pentru că s-au pocăit, de 20.000 de suflete care nu disting dreapta de stânga, și s-au pocăit și ai iertat și tu ești supărat. Și Iona cred că a trebuit să învețe, pe lângă lecția ascultării, a trebuit să învețe și lecția milei și lecția iertării. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu milos, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu Fiul, spune cuvântul Domnului, i s-a făcut milă de gloate. I s-a făcut milă de bolnav când trecea pe lângă oameni și vindeca, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, ultimul punct, un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dar cu o condiție, să se lase cel rău de calea lui și cel nelegiuit de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul. Și Dumnezeu nu obosește iertând. Cel mai frumos verset, sau cel mai frumoase verset, 1 Ioan, începând de la capitolul 1, versetul 7 și 9, spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă păcatele. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășii unii cu alții și El ne iartă păcatele noastre. Și apoi dacă ne mărturisim, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Remarcăm cuvântul acela credincios. Adică nu s-a întâmplat niciodată ca Dumnezeu să nu ierte pe cineva. Deci dacă a venit cineva la El și și-a cerut iertare și i-a pătrurut rău și i-a cerut Domnul iertare, Domnul întotdeauna a fost acolo prezent să-L ierte, slăvit să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care nu obosește iertând. Un Dumnezeu care nu spune lui Pavel, dar și el ai greșit. Și acum 10 minute ai greșit. Iar vii să-ți ceri iertare? Dar nu te-am iertat ieri, dar nu te-am iertat alaltă ieri. Te iert de ani de zile, n-ai de gând să te drept. Un Dumnezeu care nu obosește iertând, slăvit să fie numele Domnului. Vă repet încă o dată. Avem de-a face cu un Dumnezeu care trebuie căutat. El se poate găsi. Și El poate fi Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care este aproape. Dar trebuie chemat atunci când este aproape. Un Dumnezeu care are milă de cei care se lasă de păcatele lor și un Dumnezeu care iartă și iartă și iartă și iartă, slăvit să fie numele Lui. Amin. Cuvântul Dumnezeu ne-a îndemnat în seara aceasta să căutăm pe Domnul
câtă vreme se poate găsi, să ne silim să-L căutăm. Azi dimineață Domnul Iisus făcea o invitație la o cină. În Apocalipsa, capitolul 3, cu 20, cuvântul Domnului spune, Iisus însă vorbește, zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Cine vrea seara asta să cineze cu Domnul? Bătaia este acolo, dar este numai o vreme. Haideți să ne ridicăm în picioare și să răspundem Domnului în rugăciune. Să ne încărințăm cu toții sufletele noastre în mâine dreptul izitor. Amin.